un outfit foarte interesant. Cea mai scumpă piesă din outfitul tău? Cred că sacoul, dacă nu mă înșel. Dar nu am stat să fac așa o analiză a prețurilor. Desigur, nu sunt înnebunită după outfiturile foarte încărcate, dar în mod normal, în general, nu sunt o împătimită a pietrelor sau totul mega încărcat. Sunt o împătimită a pantofilor, mi-aș cumpăra în fiecare zi. Nu există limite, orice model, orice culoare, orice top, mic, mare, subțire, gros, nu contează. Pantof să fie. Și să mă avantajeze. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we are right. Hey, Lani, I got you. Și să nu credeți că este chiar atât de ușor să te împarți între evenimente cu ștaif, ședințe, foto și interviuri. Se întâmplă de foarte multe ori să ajung foarte obosit acasă, dar dacă nu am o zi alertă, consider că nu am făcut nimic. Și prefer de 1000 de ori mai mult să am o zi încărcată și agitată și obositoare cu de toate, nu contează, decât să stau să mă uit în tavan și să aștept ziua de mâine. Mă trezesc, scriu câteva articole pentru revista online pe care o dețin, după care îmi programez postările pentru că zilnic trebuie să am grijă de admiratorii mei. Îmi programez filmări, shooting-uri, întâlniri, mă costumez, ies din casă cu greu, evident, întotdeauna am... Treci mult timp în fața oglinzii? Da, și mai mult în fața dressing-ului, că niciodată nu știu cu ce să mă îmbrac și niciodată nu am cu ce mă îmbrăca. Oricât de multe haine aș avea.